Petrolul va juca a treia semifinală consecutivă în Cupa României. Acum 2 ani, formația ploieșteană înfrunta în dublă manșă Oțelul Galați. 2 meciuri și tot atâtea victorii și juca finala, pe care a și câștigat-o 1-0 cu CFR Cluj, cu 25.000 de petroliști în tribunele arenei naționale. Sezonul trecut, doar câteva secunde au lipsit ca gruparea petrolistă să evolueze iar cu trofeul pe masă. A făcut-o Astra, care a marcat golul calificării la ultima fază a meciului. În acest sezon, Petrolul merge în careul de aș după golul lui Albin, dar și datorită evoluțiilor lui Pesania și Teixeira. Dacă uruguaianul a mai jucat și runda trecută, în schimb, Pesania și Teixeira au debutat în acest sezon al competiției surprizelor. În penultima fază mai sunt prezente cele două formații din Cluj, U și CFR, alături de Steaua. Antrenorul Gigi Mulțescu a spus că la acest nivel nu contează cu cine vei juca, important fiind să te califici în marea finală. Petrolul mai are 2 hopuri de trecut, după ce până acum a sărit peste Unirea Jucu, Rapid Suceava și ASA Târgu Mureș. Semifinalele vor avea loc în sistem tur-retur și se vor desfășura anul viitor în perioada aprilie-mai.